Deputatul Lucea Varga, semnatar și coinițiator al proiectului legii prevenției în sănătate, a declarat că dezbaterile publice trebuie să ducă la îmbunătățirea acestui act normativ. Ca mamă, ca soție, ca fiică, interesată de sănătatea familiei mele și a mea, și cred că și dumneavoastră sunteți în primul rând interesate și interesați de sănătatea familiilor noastre și ale noastră personală. Uitându-mă în jur, observ că, din păcate, avem tineri, copii chiar, care se îmbolnăvesc de diabet, fiind supraponderani mulți dintre ei. Avem cunoștințe care au 30-40 de ani, care deja fac infarct, preinfarct, unii dintre ei chiar pierzându-și viața. Iar bunicii și părinții noștri își cheltuiesc mai bine de jumătate din pensie pe medicamente. Asta se întâmplă acum, trebuie să o recunoaștem, că suntem, din păcate, o națiune care nu avem premisele unei națiuni sănătoase, ci mai degrabă o națiune cu foarte mulți bolnavi. Parlamentarul liberal a mai atras atenția că România are nevoie de programe de prevenție serioase cu continuitate și coerență. În acest sens, PNL susține promovarea acestui act normativ aflat în dezbatere publică, întrucât este o necesitate absolută pentru societatea românească. Și-a asumat această prioritate de a găsi toate soluțiile pentru a face oamenii sănătoși, pentru a le asigura condiții în această societate pentru a avea oameni sănătoși. Am făcut un proiect de lege inițiat la început în urma acelei campanii PNL are grijă de sănătatea ta, în care femeile au luat tensiunea și glicemia în foarte multe localități din țara aceasta. Am constatat atunci cu stupoare că erau oameni care nu-și luaseră tensiunea sau glicemia în viața lor și care aveau probleme cu acești indicatori. Am pus această problemă pe masa Comisiei de Sănătate a Partidului Național Liberal și a specialiștilor din partid și până la urmă am reușit să convingem Partidul Național Liberal să avem o rezoluție și să avem ca prioritate această lege a prevenției. Deputatul liberal a făcut câteva precizări și cu privire la existența acelui articol controversat din proiect privind sancționarea pacienților. Intenția noastră de a implica într-un fel cetățeanul, de a-l responsabiliza, pentru că statul are obligația de a asigura sănătatea cetățeanului, dar are și cetățeanul o responsabilitate în ceea ce privește propria lui sănătate. Probabil n-a fost cea mai fericită exprimare și tot din dezbaterile pe care le-am avut la Oradea, de exemplu, mi s-a făcut o propunere. Iată una, dar poate astăzi aflăm altă propunere. Ca să nu avem acest mecanism către omul bolnav, ci dacă s-a făcut instruirea, educarea, conștientizarea, informarea în spațiu public, dacă medicul de familie te-a chemat la screening și dacă totuși nu vrei să faci acel și nu te prezinți la acel program de screening, treci într-o altă grilă de CSS. Pentru că știți cum e, până la urmă noi vorbim de interesul de a avea o națiune sănătoasă, dar vorbim de interesul și de a avea o națiune în care cheltuielile de sănătate totuși să fie echilibrate și în care să putem trata oamenii nu care ajung în ultimul stadiu a bolii, ci în stadii incipiente. Dezbaterile vor continua și în următoarea perioadă, urmând ca peste 2 săptămâni să se analizeze toate amendamentele aduse la acest proiect de lege.